să deschidem seria lansărilor din anul 2018, aflate sub sigla Libris Editorial, cu romanul domnului Adrian Vesenciuc, Cimitirul Eroilor. Alături de noi, în această seară, să ne vorbească despre roman și de ce nu să facem o dezbatere, pentru că sub această denumire a fost invitația, o lansare dezbatere, se află scriitorii Liliana Ursu și Cristian Munteanu, lectorii Mihaela Malea Stroie și Virgil Borcan. Romanul a pornit ca un... De la un pariu cu mine însumi, în încercarea de a construi un spațiu cultural. Asta am și îndrăznit să fac, să construiesc o țară imaginară, ortodoxă, indo-iraniană, a cărei toponimie și a cărei onomastică din roman să fie alcătuită din cuvinte din limbile indo-iraniene, din farsi, din pașto, din tari, din urdu, din sanscrită, din ce doriți dumneavoastră, dar care să aibă o anumită însemnătate și care să presupună ele însele o cheie de lectură. Apoi, odată constituită lumea aceasta, trebuie să aibă consistență. Să devină o lume reală și să se manifeste cumva ca în raporturile pe care le cunoaștem noi între cetățean și stat și pe care, datorită faptului că ele au fost multă vreme îngreunate de un anumit tip de impunere, ne-a determinat să înțelegem în felul următor. Cetățenii suntem noi, națiunea suntem noi, statul sunt ei.